Salutare, mămicușilor, și bine am regăsit la un nou unboxing pe acest canal. Bă, fraților, nu v-am spus, nu mi-am pus căul că mi-am știut să le, pentru că nici eu n-am știut că mi-am știut să le. Deci n-am știut, dar am văzut în ultima perioadă că CSD-ul se mișcă cam... Am început să da niște semne de obosare pe partea de edit, dar pe partea de jocuri, partea de deschidere programe, merge bridge. Dar eu și cu tata suntem pasionați foarte mult de tehnologie. Și a uitat el, ia uite-mă, am găsit un SSD de la ATA de 1 TB pe nouă M.E. pe PCI Express, nu pe SATA, pentru că SATA îți reduce puterea de scriere și citire la 600 de mega pe secundă. Ei, acest SSD, ghiciți ce frecvențare. Având în vedere că al meu, CSD-ul meu de la Samsung are doar 530 de megahertz, cât de și citire. E, acest CSD, nici mai puțin, nici mai mult, are 3500 rodează la scriere și la 3000 citire, parcă, sau invers. Deci este aproape de 7 ori mai rapid decât SSD-ul meu, cel actual. E o întreagă nebunie. Da, zice că mi l-a făcut cadou, dar plănuiesc să-i dau banii înapoi. Pentru că n-a. Mă rog, cu SSD-ul vechi, nu știu ce să vă fac, pentru că e foarte bun. Ce-am uitat să precizez este faptul că acest SSD are durata de viață foarte mare. Și când zic asta, mă gândesc undeva la 20 de ani. Cum adică? Păi are... poți să scrii pe el 640 de terabyte. 640. În condițiile în care SSD-ul meu actual poți să scrii pe el decât 150 de terabyte. S-au pus să scrii 640. Băi, e enorm, adică. Deci, mai pe scurt, nu vă mai luați SSD-uri pe SATA, pentru că SATA reduce din frecvența SSD-ului tot eu pe PCI Express. PCI Express elimină, adică nu ai limite, poți să reduci și până la 10.000 de mega pe secundă. Adică, na, acum sunt cele mai tari CSD-uri. Adică mi-am luat cam ori de morocnet de CSD.